Chers amis, c'est incroyable, mais maintenant je parle avec une championne de France, c'est vrai? Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, comment s'appelle ta équipe pour laquelle tu as joué? Moi, je jouais pour l'équipe de Saint-Raphaël, c'est au sud de France. Oui, mais de quelle façon tu as pénétré dans la France? Parce que je pense que c'était pas illégal, non? Donc, mon première année, je suis partie pour étudier. Et après, j'ai trouvé une équipe d'abord à Cannes, où j'ai joué 4 ans. C'était la deuxième ligue. Et puis, j'ai passé un test et j'ai commencé à jouer pour l'équipe de Saint-Raphaël. Merci Polina, ești extraordinar. Te-am verificat dacă ești într-adevăr campioana a Franței. Hai acum să revenim la oile noastre. Când ai terminat să evoluezi pentru echipa franceză? În Franța am câștigat în mai 2016 și după am revenit în Moldova. Deci anul ăsta, 2016-2017, am jucat în Moldova pentru echipa de Universitatea de Stat. Poți să-mi vorbești despre calitatea jocului de acolo și cel de aici? Care este valoarea, dacă ar fi să le comparăm? Este greu de comparat, pentru că noi în Moldova totuși rămânem la un nivel amator, din păcate, pentru că acolo este ca un job deja. Noi venim, ne antrenăm 2 ori pe zi, masaj, avem toate procedurile necesare pentru restabilire. Toate condițiile? Da, toate condițiile. Dar aici, din păcate, ne antrenăm doar 3 ori pe săptămână. Suntem nevoiți să lucrăm ca să câștigăm un ban și deja nu putem vorbi despre sport profesional când nu suntem concentrați doar pe sport, dar mai avem și alte treburi în afară. Mă gândesc la perspectiva de mai departe a unei bune jucătoare de care noi avem nevoie. Deci după câte bănui vrei să părăsești din nou Moldova? Da, aș vrea să găsesc o echipă peste hotare, sunt în căutare, dar nu este exclus că am să revin să joc pentru selecționată dacă va fi necesar. Despre toate am vorbit, hai să vorbim acum despre începuturi. Când ai început să practici volei, la cine și cum ai evoluat cariera ta mai departe? Am început la 15 ani, a fost o selecție la mine la liceu, dintre care am venit la liceul care? Gheorghe Asache. Dintre care am venit la primul antrenament vreo 40 de fete și până la sfârșit am rămas eu singură. Din data mi-a plăcut acest sport, am început să am succese, am început cu antrenamente, competiții internaționale și când am înțeles că voleiul nu mai este doar un hobby pentru mine, dar va fi ceva care o să-mi aducă și bani și plăcere. La vârsta de 18 ani am plecat în Franța. Am găsit o echipă nu prea bună pentru că a fost scopul meu să accedez la universitate, să am și studii superioare. Și după ce mi-a fost deja mai ușor să vorbesc franceză, să învăț, am găsit o echipă mult mai profesională din Cannes, care a fost una din cele mai bune echipe europene. Și acolo am petrecut 4 ani, da, am avut posibilitatea să mă antrenez și cu jucători olimpici, cei care au câștigat și campionate mondiale. A fost o practică de neuitat pentru mine și deja după acești 4 ani am finisat universitatea și am dorit să mă să joc doar volei. Un an să fiu ca profesional. Nimeni nu credea că o să mai câștigăm încă până la finală. Și aici final, cine ați jucat în final? Cu Cannes, cu fosta echipă unde eu am evoluat. Așa? Da, și a fost un meci strâns, 3-2 am câștigat. Te-ai răzbunat pe cei din Cannes. Da. Și scorul a fost doar diferența în 2 puncte. Extra. 15-13 am câștigat. Până acum nu-mi vine a crede că a fost posibil să câștigăm. La nivel de națională, la noi,
avem vreo șansă sau nu? Prima problemă este că noi nu avem echipă națională. Avem jucătoare, tinere care au potențial. Voleiul este un sport unde sunt 12 jucători, plus antrenori, plus manager și este foarte greu să găsești acești bani pentru a duce o echipă chiar și în aceeași Ucraina sau România, ceea ce este aproape. Și deja de 4 ani, dacă nu greșesc, selecționata Moldovei nu evoluează nicăieri.